Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii Invitații la Mediere. Iată-ne din nou în studiourile Cluj AM. Astăzi am deosebită plăcere de a o avea invitată pe doamna inspector școlar general, doamna Marinela Marc, de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Bine ați venit la noi în emisiune. Bună ziua. Prima dată la noi în emisiune. Cred că am mai fost odată. În această emisiune, nu, dar începem să colaborăm și pe acest palier al învățământului și vă spun bun venit, în primul rând. În al doilea rând, vă spun felicitări din toată inima pentru rezultatele excepționale ale județului. Și aș vrea să începem această discuție întrebându-vă cum este această perioadă, știu că este încărcată, cum reușiți să o gestionați ca și inspectorat, ca și standarde? E greu. Este greu, dar parcă toată oboseala și tot efortul sunt uitate în momentul în care vin rezultatele. Satisfacțiile. Este în primul rând o muncă de echipă, pentru că altfel nu se poate. În orice domeniu de activitate, reușita este a unei echipe, de fapt, nu a unei persoane care coordonează echipa. Iar în cazul examenelor naționale, efortul este al elevilor, în primul rând, al cadrelor didactice care lucrează cu ei, al părinților care îi susțin, care îi sprijină, care sunt aproape de ei, aproape de școală, al tuturor celor implicați în acest proces, al autorităților locale care finanțează școlile. Vedeți că traversăm această perioadă groaznică creată de pandemia asta cu COVID, de 2 ani școlar, pentru că noi am prins și semestrul 2 al anului școlar trecut și acest an școlar, în care fără suportul tuturor acestor factori nu ar fi fost posibilă achiziționarea de echipamente, asigurarea activităților de învățare online, asigurarea de echipamente sanitare, respectarea tuturor condițiilor impuse prin ordinele comune al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. De aceea spun că este un efort de echipă, că aprecierile și mulțumirile trebuie adresate tuturor celor implicați. Noi am coordonat tot acest proiect și rezultatele au fost bune. E un rezultat care ne onorează, care ne bucură, dar care ne și obligă în același timp, pentru că după experiența din anul școlar trecut, în care județul Cluj a fost pe primul loc la nivel național la toate categoriile de examene, și ale elevilor, evaluarea națională, bacalaureatul, dar și ale profesorilor, definitivatul și concursul de ocupare a posturilor didactice, simțeam această presiune, ne doream aceleași rezultate, dar sigur că orice examen este, poate avea rezultate surprinzătoare, sigur că da. Și până la urmă, sigur că este un obiectiv mai mult sau mai puțin asumat, dar nu este neapărat scopul suprem acesta de a fi pe locul întâi la nivel național. Eu am mai spus și zilele acestea, am văzut într-o anumită zonă a presei un titlu care ușor m-a deranjat, Județul Cluj fruntaș printre codași, e titra o publicație. N-am înțeles care erau codașii. Deci în momentul în care la nivel național ai un procent peste 70% la un examen, mie mi se pare un procent bun. A, nu sunt aceleași medii de 10 ca în anul școlar trecut. Și asta poate să fie o explicație, pentru că anul școlar trecut s-a hotărât în condițiile în care s-a desfășurat examenul anul trecut ca din programa de examene să se scoată conținuturile din semestru 2, pentru că nu toți copiii au avut acces la tehnologie în anul școlar trecut. Și atunci mai puțin, copiii au stat acasă, s-au pregătit, deci tot efortul, tot timpul a fost concentrat pe aprofundarea conținuturilor studiate deja, pe recapitulare, pe pregătirea pentru examene. În acest an școlar, lucrurile au stat altfel. Copiii au funcționat tot anul școlar, chiar dacă mare parte dintre ei, între care și județul Cluj și mai ales municipiul Cluj-Napoca, au mers preponderent online, pentru că rata cazurilor de îmbolnăvire a fost mare
Și atunci, în funcție de această incidență, la nivelul fiecarei localități, s-a decis în ce scenariu vor funcționa școlile. Dar nu asta e problema și până la urmă, în urma unui examen, nu contează doar mediile de 10. Sigur că trebuie felicitați acești copii, un rezultat de excepție. E mare lucru să poți obții media 10 la toate disciplinele de examen, dar nu înseamnă că ceilalți copii sunt mai puțin meritoși. Și făcând așa o analiză preliminară cu colegii, pentru că ne vom face toate aceste analize după ce vin și rezultatele de la contestații și ne liniștim un pic cu toată această perioadă încărcată, dar așa, uitându-mă în greabă peste rezultate, am constatat cu mare bucurie că cele mai multe medii dintre copiii care au promovat sunt medii mari, medii de peste 7, de peste 8. Deci cuantumul mediilor mici este mic, ceea ce înseamnă că, per ansamblu, rezultatele copiilor sunt bune, că nivelul pregătirii lor la școlile din județul Cluj este unul bun și asta trebuie să ne bucure de fapt, că se lucrează serios, că se lucrează responsabil, că în școală toți cei angajați își fac treaba cu responsabilitate, că familia e aproape de copii, îi urmărește, îi monitorizează și rezultatele nu pot fi decât pe măsura așteptărilor și a efortului depus. Să știți că mă bucură foarte tare că vorbim de întreg județul cu performanțe, nu doar de Cluj-Napoca, pentru că, sigur, se speculează și acest lucru, doar Cluj-Napoca sau întregul județ. Ori întregul județ, sigur, care... Da, acum e drept că mare parte a numărului unităților de învățământ din județ se regăsește în municipiul Cluj-Napoca. Că în municipiul Cluj-Napoca standardele sunt mai ridicate, municipalitatea alocă foarte mulți bani școlilor pentru asigurarea tuturor condițiilor. Știți că sunt foarte multe facilități pe transport gratuit, pe cuantum mai mare al burselor școlare, pe dotări în școli, pe multe școli reabilitate prin proiecte ale primăriei, multe pe fonduri europene, dar rezultatele sunt foarte bune și la nivelul județului. Deci am avut copii cu media 10 și din județ. Iată, acum la bacalaureat avem din Dej și din Turda. La evaluare națională am avut o fetiță cu media 10 de la Gileu, deci iată că se poate și în mediul rural. Mă uitam așa pe școlile care sunt implicate în proiecte, chiar proiecte europene pe egalizarea de șanse și pe programe pentru reducerea abandonului și mă bucuram să văd la școala din Ceanu Mare foarte bune rezultate, cele mai bune rezultate per ansamblu din mediul rural. Deci atât că sunt investiții, sunt proiecte implementate în aceste școli care pe termen lung dau rezultate. Sunt foarte multe școli și în mediul rural în care autoritățile au investit în școli, foarte multe clădiri reabilitate. Spuneam la un moment dat și multora nu le-a venit să creadă că județul Cluj este singurul județ din țară în care nu mai avem școli cu toaletă în fundul curții. Deci toate sunt în interior. Mare lucru, să știți. Ceea ce mare lucru, asta înseamnă implicare din partea primarilor, din partea Consiliului Județean pentru investiții, pentru dotări, pentru acea egalitate de șanse despre care vorbim de foarte multe ori și o trecem ca un obiectiv foarte frumos în toate strategiile noastre de dezvoltare, dar în multe locuri rămâne doar un obiectiv, această egalitate de șanse a copiilor din mediul urban cu cei din mediul rural cu acelora din mediul urban și a copiilor din zone dezavantajate. Dezavantajate din punct de vedere economic, din punct de vedere al omogenității structurii sociale, al distanței mai îndepărtate de un anumit oraș și așa mai departe. Da, văd din ceea ce mi-a spus că este exact ce ați precizat la început, că este efortul, practic, al societății, deja de la primărie, la profesori, sigur, la părinți. Și examenele sunt diferite, cele două examene, de asemenea, pentru că dacă la clasa 8-a nu este presiunea care este la bacalaureat, în sensul că, indiferent de rezultatul obținut, acei copii se regăsesc în clasa 9-a,
înscriși undeva, da, pentru că vorbim de învățământ obligatoriu. Acum, sigur, în funcție de rezultat, de opțiuni, de dorințe, de posibilitățile lor, de aptitudini, unii sunt la liceu, la filiera teoretică, tehnologică, vocațională, alții la învățământul profesional și dual, deci nu rămâne nimeni pe din afară acolo. În schimb, presiunea este mai mare la bacalaureat pentru că nepromovarea acestui examen nu le permite să meargă mai departe spre învățământul superior. Și mai sunt și anumite locuri de muncă pe care nu le poți accesa dacă nu ai dovada promovării examenului de bacalaureat. Dar la fel de adevărat este că dacă evaluarea națională se dă odată și chiar și fără acel examen promovat, repet, nu se oprește totul la 8 clase, bacalaureatul poate fi dat în sesiunile următoare. Da? Avem sesiunea august-septembrie în fiecare an, plus sesiunile din anii următori. Și totdeauna în aparițiile mele publice, în mesajele pe care le-am adresat pe diferite canale elevilor, a fost să nu renunțe la acest vis de a-și promova examenul de bacalaureat, chiar dacă poate în această sesiune unii au avut un eșec, n-au fost suficient de pregătiți, nu au fost suficient de inspirați, au avut o zi mai proastă, nu știu, cauzele pot fi multiple, dar poate că acest moment le dă de gândit și îi va mobiliza ca pe viitor să aloce mai mult timp pregătirii și să promoveze acest examen. Niciodată nu este foarte târziu. În fiecare an am văzut persoane cu vârste onorabile care și-au terminat liceul la forma de învățământ seral și care s-au pregătit serios și au promovat examenul de bacalaureat, pentru că această diplomă le oferă mult mai multe șanse la ocupare pe piața forței de muncă. Poate și-au împlinit un vis. Poate că au realizat că așa au posibilitatea la locul de muncă unde sunt apreciați să promoveze, da, să treacă într-o altă tranșă de salarizare. Cine știe? Vedeți că noi toți urmăm diferite cursuri de formare profesională, participăm la tot felul de evenimente științifice și orice diplomă în plus este o șansă în plus de a-ți împlini un vis, de a face anumite lucruri pe care chiar dacă poți să dovedești că ești foarte bun în domeniul respectiv, diploma nu îți permite nici măcar să încerci, nici măcar să participi la un interviu unde condiția minimală este diploma de bacalaureat. Da. Vreau să vă întreb, să luăm un pic pe rând, privitor la examenul de capacitate. De evaluare națională. Da, rămas acum puțin, da. Acest examen a purtat diferite denumiri de-a lungul timpului. Cei mai mulți îl știm de la capacitate, testare națională. Evaluare națională. Da. Vreau să vă întreb, acum, cu siguranță ați, în timp, imediat după examen sau în timpul examen, ați luat și pulsul părinților. Pe mine m-ar interesa foarte tare cât de tare au fost nu afectați, cum au primit părinții subiectele și rezultatele. Pentru că de fiecare dată, țin minte, și când am fost noi la rândul nostru, părinții erau la poartă cu emoții, cu... aveți feedback-uri din partea părinților și elevilor după examen? Da, nu foarte multe. Toată lumea copleșită de emoții. S-au suprapus un pic examenele și deja eram foarte implicați în pregătirea bacalaureatului. De anumite în weekend nici nu mai știam, adică sigur că știam, dar față de alții ani când totuși era distanță între cele două examene. Era un timp de respiro. Da, duminică am afișat rezultatele finale la evaluarea națională după contestații, luni am afișat rezultatele la bacalaureat. Se întâmplă multe lucruri. Vara, lunile, iunie, iulie sunt pline. Da, au emoții părinții, numai că eu cel puțin cred că am avut șansa să întâlnesc părinții normali. Da. Care au înțeles că este un moment deosebit. Este primul examen important, primul examen cu miză mare din viața de elevi, din viața școlară. Și nu primul gând sau primul impuls nu a fost neapărat să le reproșeze. Dacă poate la una din discipline nu a fost pe măsura așteptărilor lor. Am întâlnit și părinții profesori care
chiar la disciplina pe care ei o predau, da, da. Copilul s-a întâmplat să aibă un eșec și sunt convinsă, pentru că și eu am copii care au fost elevi într-o vreme, că acei copii, în primul rând, ei au simțit o foarte mare dezamăgire și poate au avut sentimentul ăsta că și-au dezamăgit părinții, profesori care predau acea disciplină. Dar sunt copii cu toții, se manifestă diferit în condiții de stres și noi ne manifestăm diferit și, așa cum spuneam, miza nu e foarte, foarte mare la clasa 8-a, pentru că toți se vor regăsi într-o da. Formă sau alta în clasa a 9-a. Întrebarea mea a avut... Poate, știu, mă gândesc la ce vă referiți, că în acest an școlar, spre deosebire de ceilalți ani, a avut o cu totul altă formă subiectul de la examen. Da, pentru că am auzit, Acești copii de clasa a 8-a sunt cei care au făcut 5 ani de învățământ primar, deci au început cu clasa pregătitoare și 4 ani de gimnaziu, da? Și ei au studiat după programe școlare noi. Și atunci firesc și programa de examen a fost nouă la acești elevi, mult mai apropiată de ceea ce noi știam, discutam despre testările PISA, în care se pune accentul mai mult pe exersarea anumitor competențe decât pe reproducerea de conținuturi și pe gândirea logică. Subiectul lor de examen a fost de fapt o broșură cu 10 pagini în care ei au rezolvat efectiv, au avut spații libere de rezolvat, au avut și anumite subiecte în care au avut răspunsuri la alegere, a trebuit să bifeze răspunsul corect, dar au avut și spații pentru redactarea, elaborarea unor enunțuri la cerințele formulate. Și mă gândesc că emoțiile au fost foarte mai mari, pentru că acești copii n-au avut posibilitatea să dea nici teze, nici anul trecut în semestru 2, nici în acest an școlar. Și era practica, cel puțin la noi în județ, ca la clasele terminale teza să fie pe școală cu subiect unic, tocmai pentru a-i mai pregăti. Plus pentru examen, pentru a fi ca o simulare la nivelul școlii. Dar am avut acea simulare în primăvară, anul trecut nu a fost nici ea, anul acesta a fost simulare la clasa 8-a și la clasa 12-a și rezultatele au fost bune la noi în județ la acel moment, dar, mă rog, era o evaluare de etapă și atât, nu reprezenta foarte mult, dar oricum era prima evaluare standardizată în care vedeam pe un subiect unic elaborat de minister care este nivelul de cunoștință și de competențe ale elevilor. Da, ați intuit foarte bine de ce am pus această întrebare, pentru că au existat întrebări, discuții, chiar dileme, oare de ce s-a abordat asemenea subiect. Și uite o explicație, da, este prima generație care au intrat cu pregătitoare și pe o nouă programă. Pe o nouă programă pe care au mers din clasa pregătitoare până în clasa 8-a, s-au schimbat multe elemente de conținut. Profesorii au fost pregătiți să predea după aceste programe, au participat la cursuri de formare. Noi am monitorizat în acest an școlar, știind că este această situație. Am avut la nivelul inspectoratului școlar o inspecție tematică la clasele a 8-a, la română și la matematică, pentru a ne asigura că profesorii predau după cerințele noilor programe. Și rezultatele au fost bune, n-am avut surprize, pentru că am înțeles că în alte județe au fost mici discuții că profesorul nu a predat după noile programe la școală și că, mă rog, din rezolvările copiilor s-a văzut. Ei foloseau, au apărut și niște concepte noi și sigur că dacă la clasă profesorul nu le folosește, dacă nu ai experiența de a te consulta cu un alt cadru didactic și mă gândesc mai mult în mediul rural unde e un profesor singur în școală, ai convingerea că e bine ce se întâmplă la școală și că lucrurile așa trebuie să fie. Eu m-am bucurat să văd că totuși la noi județ cadrele didactice sunt interesate de propria formare și dezvoltare profesională. Prin Casa Corpului Didactic Cluj s-au derulat foarte multe cursuri de formare și pe specialitate și pe consiliere psihologică, începând din anul școlar trecut și pe învățarea digitală și pe predarea online, pentru că și asta a fost o nevoie de formare acută la începutul pandemiei. Și
Iată că așa, împreună cu toate aceste eforturi, așa cum spuneam, lucrurile au ieșit bine. Da, profesorii și ei trebuie tot timpul, se pare, să se updateze. Să fie conectați la tot ceea ce se întâmplă, să nu neapărat să participe la cursuri de formare, dar să se instruiască, să citească, să participe la tot felul de simpozioane, evenimente științifice, schimburi de bune practici. Da. Și mă bucur, repet, că acest lucru se întâmplă. Este o dovadă de respect pentru profesie, pentru propria formare și, evident, pentru copiii pe care îi ai în față la școală. Și ca și grad de ocupabilitate a liceelor, ce licee au fost cele mai accesate, cele mai dorite? Asta urmează. Urmează. Da. După finalizarea acestei etape speciale, pentru că după ce s-a încheiat examenul de evaluare națională, am avut și o etapă specială în această săptămână pentru copiii care, din motive medicale, nu au putut participa la una sau la ambele probe sau la toate trei în cazul elevilor care au studiat la școli cu predare în limba minorităților. Am avut luni și marți etapă specială la care au participat la prima probă 2 copii în județul Cluj, iar la proba de matematică 3 copii. Deci la finalul s-au terminat toate S-au terminat probele, lucrările le-am trimis la evaluare în alt județ. Așteptăm rezultate și aici și după ce vom avea rezultatele finale, începe peste o săptămână etapa de admitere cu completarea fișelor de opțiuni. Apoi repartiția computerizată, prima etapă, a doua pentru cei care nu și-au completat suficiente opțiuni și acolo unde mai rămân locuri neocupate. Este iar un proces anevoios și cu foarte multă agitație din partea părinților, nehotărâți de multe ori. Noi am elaborat o broșură de admitere cu informații legate de metodologie, de completarea fișei de opțiuni, cu o listă a școlilor, cu date de contact, cu media, ultima medie de admitere în anul precedent, cu codurile care trebuie completate pentru fiecare specializare, profil, broșura pe care au primit-o în format fizic fiecare elev din clasa 8-a, dar care este disponibilă și în format digital pe site-ul Inspectoratului Școlar și pe site-urile unităților de învățământ. Emoțiile nu s-au terminat chiar de tot. Nu s-au terminat chiar de tot, se vor termina undeva prin luna august. Sfatul meu este ca părinții să citească cu atenție, să se informeze, să caute informații despre școală, despre profil și să dea dovadă de înțelegere și de obiectivitate în aprecierea posibilităților copiilor și să-i lase să aleagă și să nu încerce să-și dezvolte, eu știu, poate idealuri neîmplinite în vremea școlarităților prin copii. Pentru că oricât de mult ne-am dorit noi la un moment dat ca ei să realizeze sau să realizeze ceea ce noi n-am putut din diverse motive în alte vremuri, este vorba despre ei, în primul rând, despre ceea ce ei pot și despre ceea ce ei își doresc. Și foarte bine să fie aproape de ei și să dea dovadă de maturitate și să înțeleagă că nu toți copiii sunt la fel și că nu este mai puțin meritos un copil care nu merge la o clasă de matematică, informatică sau de științe și care nu va face medicină sau inginerie și că este un copil la fel de valoros în alt domeniu. Dacă alege un alt domeniu. Important este ca ei să facă ce le place, să se simtă bine în școală, să încerce să lucreze în meseria pentru care s-au pregătit și cu siguranță vor fi niște oameni împliniți peste ani la terminarea școlii. Foarte frumoase sfaturile astea părinților. Să trecem la etapa clasa 12-a, deja sunt mai mari, se apropie de maturitate și sunt și mai independenți oarecum față de părinți și iau singuri deciziile de după. Da, vezi că nu întâmplător este numit examenul maturității, bacalaureatul. Se termină o etapă importantă din viață. Este o etapă în care, chiar dacă unii devin majori, poate în clasa 11-a, că au început mai târziu școala, cât sunt în școală, sunt totuși sub aripa protectoare a familiei, a profesorilor. Chiar dacă mai greșesc, noi îi iertăm, îi urechem așa părintește. Tot copii sunt. În momentul în care termină liceul, deja
pot să pornească singuri în viață, pot să-și găsească un loc de muncă, să fie pe picioarele lor. Acum, chiar dacă societatea noastră are tendința încă de a-i proteja pe copii și de a-i ține sub aripă până la vârste mai înaintate, dar teoretic ei, după ce termină, pot să-și ia viața în propriile mâini. Deci oricum pășesc pe un alt drum și au un cu totul alt statut. De aceea este bine să dea dovadă și ei de maturitatea pe care o așteptăm de la ei și să hotărească ce vor să facă mai departe în viață. Unii aleg să-și continue acest parcurs educațional mergând la facultate sau înscriindu-se la învățământul post-liceal de 2 sau de 3 ani. Alții aleg să facă și una și alta și sigur că dacă pot să îmbine aceste lucruri, este foarte bine să fie independenți financiar sau măcar să-și mai acopere anumite nevoi materiale prin eforturile proprii, în funcție și de specificul școlii și de cât de riguroasă este frecvența la cursuri în mediul academic, dar să știe totdeauna să-și stabilească prioritățile și dacă doresc carieră într-un anumit domeniu, să nu neglijeze pregătirea, pentru că important este nu numai să iei o notă minimă de promovare, să știi că ți-ai luat creditele și poți să te duci mai departe până la licență, și contează și cât de bine pregătit ești și unde poți să-ți folosești diploma la absolvire și în ce măsură poți să faci dovada acelor cunoștințe acumulate. Nu este cu nimic rușinos să alegi într-un anumit moment că vrei să lucrezi. Corect. Și că nu dorești studii superioare sau că dorești mai târziu, că prioritatea în acest moment este alta. Important este să-și asume cu demnitate ceea ce doresc să facă și să facă bine. Eu am spus de multe ori că poate că ar trebui un pic reașezată școala românească și nu neapărat prin schimbări legislative majore, chiar dacă le așteptăm de multă vreme. Dar cred că nu ne oprește nimic ca la un moment dat, în timpul orelor, indiferent despre ce discipline vorbim, să ne oprim dacă considerăm că se impune și să facem educație cu copiii noștri. Pentru că sentimentul meu este că tot mai puțină educație se face în anumite școli, că nici părinții nu mai au timp în goana asta după câștiguri materiale, unii au mai multe locuri de muncă, alții plecați, comunică la sfârșit de săptămână sau cine știe și mai rar cu copii, unii nu știu să mai comunice cu proprii copii și atunci educația lor rămâne undeva în aer, pe umerii societății, zicem așa, societate sau comunitate în sens larg, dar da. Este un termen abstract, comunitatea suntem noi toți. Exact. Și cred că este rolul școlii să facă asta, pentru că la absolvire, da, că se termină cu un examen de bacalaureat sau nu, doar absolvirea celor 4 sau 5 ani de liceu, important este ca absolventul pe care școala îl livrează societății să fie un om educat, un om echipat cu niște valori morale, un om care să știe să se descurce în viață, să fie integru, să aibă și spirit antreprenorial, să știe să comunice foarte bine, pentru că foaia matriculă cu mediile acumulate în timpul școlarității nu o să aibă lipită în piept și nu o să-l întrebe nimeni ce medie a avut la română, la matematică sau la geografie, dar societatea îi vor judeca pe acești tineri după ce sunt ei ca oameni. Și cred că ar trebui să punem mult mai mult accent pe aceste valori pe care noi să le formăm, pe comportamente și pe atitudini în școală și să le furnizăm acele instrumente pe care ei să le poată folosi de a învăța pe tot parcursul vieții. Că vorbim și de acest concept de învățarea pe tot parcursul vieții, dar de multe ori rămâne tot așa un deziderat frumos concept. Și acești copii nu știu cum să folosească aceste instrumente. Mulți nu le știu nici când sunt studenți. Târziu descoperă cum se învață pentru un examen. Deci ei trebuie să aibă aceste instrumente, să știe oricând să-și caute informația dintr-un anumit domeniu, să știe ce să facă cu ea, cum să o folosească,
Pentru că altminteri, vedeți că suntem într-o plină era tehnologiei, iar digitalizarea asta cu pandemia a grăbit lucrurile în foarte multe domenii și putem oricând să avem acces la informații, poate uneori sau într-un anumit domeniu chiar mai mult decât profesorul care predă la clasă. Dar șlefuirea ca oameni, formarea, totuși trebuie să se producă în școală. Iar profesorii să fie niște modele pentru acești copii, să fie persoanele care le inspiră siguranță, încredere, cu care să poată să abordeze deschis astfel de subiecte și la care să găsească aceste răspunsuri. Să știți că ați atins o temă de foarte mare interes, cel puțin pentru multă lume. Nu este neapărat să faci școală multă, este foarte important să fii educat. Exact ce a spus dumneavoastră și mi-amintesc că multe lucruri în viață mi le-am amintit de la școală. Pentru că profesorii ne-au livrat niște informații frumoase, corecte, educative și mult ne-au ajutat în viață. Ori notele, exact cum a spus, notele sunt sau nu importante la un moment dat. Dar educația cu care am ieșit din școală și cu care ies acești copii din școală este practic oglinda. Da, și educația începe, sigur, acasă, dar vedeți că astăzi vorbim de cei 7 ani de acasă, care a rămas așa emblematic pentru educația în familie, de fapt, dar acei copii sunt instituționalizați de la vârste foarte mici. Da. Unii încep cu creșa, grădinița, deci, practic, timpul petrecut cu părinții în familie este puțin, chiar pe parcursul celor 6-7 ani în care, de exemplu, copiii aleg sau nu să meargă la creșă sau la grădiniță, că nu este obligatoriu. Și atunci, dacă nici la școală nu se întâmplă astfel de lucruri, cine să-i formeze pe acești tineri? Eu spuneam de multe ori, așa, mai în glumă, mai în serios, copiilor mai rebeli, așa, din anumite clase de liceu, mai refractare la anumite solicitări ale școlii, le spuneam că mi-e milă de ei și nu înțelegeau și continuam, mi-e milă de ce veți, fel de părinți veți fi voi peste câțiva ani. Și atunci le cartam interesul. Da, zic, o să terminați liceul, o să vă întâlneați familie la un moment dat și o să aveți copii. Și mă gândesc ce o să învățați voi pe copiii voștri. Dacă nu vă interesează basmul, de exemplu, la limba și literatura română, va trebui să le spuneți o poveste la un moment dat înainte de culcare. O să vă plimbați cu ei de mână prin oraș și o să vă întrebe, poate în dreptul unui grup statuar, cine e acolo în statuie. Și nu o să știți nici cine e Baba Novac, nici cine este Gheorghe Lazar, nici cine e Lucian Blaga. Și atunci cine se va ocupa de educația generațiilor viitoare? Da. Nu știu dacă trăgeam vreun clopoțel de alarmă acolo în mintiuca lor, dar îi vedeam că rămân așa pe gânduri. Cu siguranță, și mai este un aspect împreună cu câteva prietene foarte, foarte apropiate și foarte interesate de subiect. Din 2013 activăm, avem o asociație de luptă împotriva violenței domestice și acest subiect este unul foarte sensibil. Știm că este o realitate și foarte mulți copii au asemenea probleme. Nouă, cel puțin, ar plăcea foarte tare ca instituțiile de învățământ de sus până jos să aibă în vedere acest lucru, pentru că un copil care vine dintr-un mediu în care nu este ajutat din acest punct de vedere nu va avea capacitatea să dea rezultatele și atunci poate și colegii și profesorul se întreabă ce-i cu el. Deci văd așa în viitor, ar fi minunat ca și această problemă să fie oarecum în atenția. Da. Pentru mulți dintre acești copii, școala este singura lor șansă. Am văzut asta mai ales în programele acestea de tip POCU, programele astea remediale pe care le-am desfășurat în anumite școli din mediul rural, că au fost copii care poate excursia făcută cu școala în cadrul acestui program a fost singura ieșire din viața lor sau din ultimii ani sau eu știu, pachetele primite cu diferite obiecte, cărți, căs dulciuri sau hăinuțele noi sau toate lucrurile pe care le-au făcut, pentru că așa au fost scrise aceste programe, că dincolo de activitățile remediale de învățare au fost și tot felul de alte activități extrașcolare, consiliere, interacțiunea cu alți copii,
grupuri eterogene care au avut de rezolvat sarcini de învățare împreună, deci au contat și celelalte competențe sociale de comunicare care au fost formate. Și cu siguranță vor fi multe altfel de proiecte prin programul ăsta național de redresare și reziliență și cred că depinde foarte mult de noi toți să le accesăm, pentru că orice achiziție este binevenită în aceste zone, cu atât mai mult cu cât ei nici nu au acces la alte alternative de petrecerea timpului liber sau alte situații diferite de învățare din care pot să învețe lucruri noi, să experimenteze. Și atunci, într-adevăr, școala rămâne singurul reper pentru ei. Bun, vă mulțumesc foarte tare, vă mulțumesc de informații. Cred că aveți proiecte pentru viitor foarte multe. Da, și sperăm ca vremurile să ne permită să le și punem în aplicare, pentru că vedeți că cu toată pandemia asta, și asta a fost o carență care s-a resimțit în schimbarea de atitudine a copiilor noștri. Faptul că nu au putut să mai participe fizic la activități extracurriculare, activități sportive, culturale, competiții, olimpiade școlare, alte concursuri, vizite, excursii, care aveau rolul lor fiecare în a dezvolta ceva din personalitatea lor și au nevoie de toate aceste activități. Eu sper ca și lumea să continue să se vaccineze, chiar dacă situația s-a relaxat deocamdată, dar vine toamna când oricum se vorbește deja de un alt val, când oricum apar viroze, apar tot felul de afecțiuni respiratorii și sper să înțeleagă cei care nu au făcut-o că numai prin imunizarea tuturor pune în capăt definitiv acestui virus, așa cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei și cu alte epidemii care au fost, și să nu mai fim nevoiți să trecem prin ce am trecut, pentru că dincolo de carențele la învățare, de poate anumite minusuri în predarea asta online, de anumite inconveniente tehnice care au făcut ca lucrurile să nu funcționeze perfect peste tot sau de fiecare dată, e vorba și de această izolare a copiilor, de lipsa socializării ei între ei cu profesorii, care au produs consecințe în atitudinea și în starea emoțională a copiilor. Și îmi doresc foarte mult să nu mai trecem prin asta și să începem anul școlar viitor cu toți copiii la școală și cu o atitudine pozitivă. 100% pozitiv, da. Ca și atitudine. Da. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna inspector general. Vă mai așteptăm. Cu mare drag. Vă dorim succes. Este vacanță, dar vă dorim succes pentru anul nou școlar. Da. Poate ne vedem la începutul anului școlar. Cu mare drag. O să vedem cum se va întâmpla, dar indiferent cum vom începe anul școlar, cu siguranță împreună cu directorii, înainte de 1 septembrie, vom avea de lucru cu pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Deci, profesorii nu e o vacanță, așa cum se spune, că noi 15 iunie și ne vedem în 15 septembrie, se lucrează. Știu, am prieteni profesori și știu că lucrează toată vara. În luna iulie, acum, așa cum spuneam, mai avem definitivatul pentru profesori în 14 iulie, în 21 iulie, examenul de ocupare a posturilor, pregătim bacalaureatul de toamnă. Eu mă uitam ieri pe un calendar și aș putea respira în prima săptămână din luna august, când nu se întâmplă ceva semnificativ la noi în instituție, după care începe bacalaureatul de august, repartizările profesorilor care vin la concursul de ocupare a posturilor, sesiune de corigențe, diferențe, transferuri ale elevilor și de la 1 septembrie în activitate. Da. Deci este foarte puțin concediul. Vacanțele elevilor nu se suprapun cu concediul cadrelor didactice. Asta cu siguranță. Bine de știut, mulțumesc încă o dată, multe felicitări încă o dată dumneavoastră, părinților, copiilor, societății în general care ne oferă acești copii minunați. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, pe data viitoare, la revedere!